power să-mi bag picioarele. Gata, e, e ca nouă. Da, știu. N-am făcut de extraordinar de mult timp un daily sau un vlog de genul ăsta. În ultima vreme postez cam rar vloguri, dar aia e, timpul e foarte limitat. Așa că eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou vlog care începe la ora 15:16 pe data de 3 decembrie. Și nu, încă n-am nins afară. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și pe clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez un clip nou pe canalul ăsta. Pentru că nu aveam content pentru YouTube și pentru că nu am filmat nimic, m-am gândit să fac un vlog care se întinde cam pe 2 zile, zic eu, seara aceasta și ce urmează pe mâine. Așa că v-aș ruga să vă uitați la tot videoclipul ca să înțelegeți să vă arăt în vlogul ăsta, pentru că în ultima vreme, în ultimele câteva luni, tot ce am făcut eu e să mă concentrez pe munca pe care o fac. Și tot timpul meu să-l investesc în chestia asta. Cănile astea terminate până acum, mai este ceva printuri pentru alte căni și ăsta pentru placă de ardezie. Se pregătesc alte printuri pentru alte comenzi. Presa asta e pregătită să intre placa de ardezie în ea și să o facem să fie ok. De afară e cam mohorâtă, dar e normal pentru că e de decembrie, adică trebuia să fie zăpadă acum, dar aia e și se lasă întuneric. Asta e muzica de fundal pe care o ascult în momentul când fac treaba. Ascult albumul de la MGK. E top. Și celelalte videoclipuri, nu neapărat cele despre vlog, ați văzut că am început să folosesc microfonul ăsta pe care l-am cumpărat asta vară. Da, fac episoade de gaming cumva, Minecraft momentan. Am câteva probleme în ultimele 3 săptămâni pentru că s-au cam terminat stocurile de plăci de ardezie și cumva e unul din cele mai bine vândute produse. Au fost puțin cam ciudat să fac rost de altele. Toți partenerii cu care lucrez nu mai aveau stocuri și a fost puțin cam complicat, s-a sistat cumva fluxul de comenzi pentru produsul ăsta și cam aia. Dar acum să zicem că mi-am cam revenit așa, pentru că am găsit 14 bucăți. Cam puține, dar e ok. Era mai nasol dacă nu găseam deloc, pentru că acum pot să onorez o parte din comenzile pe care le-am refuzat în astea 3 săptămâni. Și deși erau foarte multe, măcar o parte din ele să le fac. Și poate o să mai apară pe stoc. Am făcut rost de niște plăci de ardezie acolo mai mult. Multe, mai sunt pe acolo, niște plăci, aici avem multe căni, Astea de Crăciun, astea îmi plac foarte, foarte mult, nu știu de ce. Mi se par extraordinar de interesante, la modul, avem brazi, avem globuri, cadouri, textul ăla acolo pe fundul cănii și poți să pui ce vrei aici în exterior. Poate să fie o poză, un text sau chiar un brad, de ce nu, orice. Super tare, mi se pare foarte tare să o pun înapoi. Pentru că am făcut astăzi, cred că vreo 5 bucăți de căni din astea. Mai am câteva, e cam greu și cu ele, dar ușor ne dăm drumul și merge treaba din ce în ce mai bine. Hai să trecem la treabă și vlogul mai filmăm. Vlogurile astea dinainte de Crăciun să le filmez cu chestia asta așa în capă. Îmi stă foarte bine, uite. Mamă. Extraordinar. Uite, are și etichetă, nici n-am folosit-o până acum. Da, mișto. O să se întâmple treaba asta. Nu o să se întâmple. Și acum arată deja aici în presă și așteptăm să treacă timpul ca să o scoatem de aici. Vedem rezultatul. Probabil nu o să-l arăt pe vlog pentru că e un cadou și pentru cineva cunoscut și n-are rost momentan. Da, ca idee filmez procesul. Hai să vă arăt cum funcționează. Acum e foarte fierbinte, că de-abia am scos-o din presă. Dar hai să vedem cum funcționează. Deci așa arată ea când e fierbinte. Hai să vedem cum arată când e rece. Și se transformă. Și așa arată când e rece. Full black. E neagră complet. Pentru curier doar 3 colete astăzi. Și astea sunt produsele ce trebuie să le livrez eu personal. Pentru că sunt niște produse de aici din zonă și n-are rost să plătesc curierul degeaba. Și nici clientul să plătească curierul. E mult mai simplu. Reducem și timpul de livrare, reducem și cursul banului și tot. E ok. E win-win. Astăzi să fie gata mult mai multe comenzi, dar simt că nu mai pot. Deja s-a întunecat afară, dacă vedeți. Pe lângă chestia asta, zilele trecute m-a lăsat una din imprimante și a trebuit să o duc în service. E imprimanta pentru poze cu care mai făceam și cu ea ceva comenzi. Acum am ceva comenzi blocate din cauza că nu pot să le fac pozele, așa că ceva timp până se întoarce imprimanta pentru poze o să fac căni, plăci și brelocuri și chestii genul ăsta pentru că mă blochează pe poze. Oricum, per total, a fost o zi productivă, zic eu.
eu. Acum trebuie să aștept curierul să vină să ridice coletele astea, 3 bucăți, nu-i mare brânză. Au fost și zile mai bune, mult mai bune. În același timp mai am și acum câteva comenzi de căni, câteva ceva mai multe, dar o să le fac în weekend și o să-l trimit luni, pentru că sincer nu mai pot, îs terminat. Acum trebuie să pregătesc calea să mă duc să le livrez și cam aia e pe ziua. Mă afară. Tu mă acolo e mașina, mă plouă. Am nici nu e aglomerat mâncată și... Am vrut să merg cu mașina să iau ceva cu LED de la EMAG, de la EasyBox. N-ai nicio șansă, mai degrabă merg pe jos, chiar dacă plouă puțin. Mai bine, e jale cu traficul. Bine, e în spatele meu acolo, în intersecție blocat. Așa că pe jos. Nu continuă deja pe a doua zi. Aseară n-am mai putut să mai filmez nimic, e foarte mult soare așa și nu văd mare chestii. Aștept un prieten acum să-ți spun la Bacoma să scoată ceva bani. Și după aia merg direct acasă că trebuie să vină curierul să ridice coletele alea de seară, pentru că încă nu le-au ridicat. A, e și mi-a adus și mie ceva, mamă ce nasolui. Dar momentan așteptăm. Așteptăm aici că, na, mai durează puțin probabil până vine. Bani mulți, mă. Ai scos banii, gata? Da. Hai să-i și dai dacă tot ai scos. Ce? Mai zi, da. Am bani mulți, mă, am bani. Acum, că momentan. Momentan, da. Bolidul. Uite-le, că abia am spălat, uite-le cum arată. Forță, power, să-mi bag picioarele. Gata, e ca nouă. A venit o femeie la semafor și mi-a dat chestia asta. Super tare, la modul că am cumpărat un steag de la ea. Steagul ăsta are prindere pentru mașină, ca idee. Nu știu dacă o să-l folosesc neapărat, dar mi s-a părut foarte interesant mesajul. Și am zis că de ce nu? Pentru 10 lei, adică femeia vrea să trăiască, vrea să... Adică, na. E sâmbătă, dar totuși e foarte aglomerat orașul, la modul... extrem de aglomerat și nu înțeleg de ce. În sâmbătă, de fapt, e tot zi lucrătoare cumva, dar în weekend de obicei ar trebui să fie mai liber, dar e jale, ora 12 și nebun. Am ajuns și acasă și avem de treabă. Trecem la lucru. Asta înseamnă că vlogul se încheie aici. Nici nu știu câte minute am făcut, dar nu contează pentru că e un vlog pe canalul meu și na, postez cam ce fac eu așa pe sărite. Pentru că de multe ori uit să filmez sau de multe ori nu vreau să filmez anumite lucruri și așa că vă arăt doar ce cred eu că e bine să vă arăt. Trebuie să trecem la treabă, mai avem comenzi de făcut, mai avem lucruri importante de făcut. Ziua nu se încheie aici, dar închei doar vlogul aici pentru că momentan e ora 2 după amiaza. Încă n-a venit curierul, trebuie să vină curierul să vină să ridice coletele, trebuie să-mi aducă și mie un colet. Dar era o idee bună să disfac și coletul ăla să vi-l arăt, dar dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri sau chestii care se întâmplă pe moment atunci, puteți să mă urmăriți și pe TikTok. Acolo, în general, postez la secundă lucrurile și acolo o să găsiți mai multe chestii mai interesante, să zicem așa. În același timp, puteți să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că și acolo postez destul de des. Și cam atât. Eu am fost Ciobi și vlogul se încheie aici. V-am țucat!